seara, bine v-am regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea. Discutăm, ca de obicei, cele mai fierbinte știri ale zilei. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, ca de obicei, sunteți invitați să vă expuneți punctul de vedere, să sunați și să spuneți ce părere aveți despre subiectele cu pricina. Este ultimul asalt la Viena, așa titrează presa de astăzi. Se pare că România crede că mai are o șansă să intre în Schengen, cel puțin politicienii români cred asta, deși semnalele venite din Austria au fost cât se poate de categorice, și anume că nu se va petrece așa ceva. De ce ni se întâmplă asta? Am vorbit și ieri în emisiune, rămâne valabil și astăzi. Politică internă, alegeri în diverse landuri, și atunci se pune problema așa: haide să le arătăm celor de acasă că ne luptăm pentru binele țărișoare și, uite, strigăm pe tema migrației. E drept că Ungaria și Serbia ar fi cele mai importante din punctul ăsta de vedere, dar arătăm cu degetul spre România, arătăm cu degetul spre Bulgaria, pentru că România și Bulgaria sunt, de fapt, țapii ispășitori de multă vreme în Europa. Și probabil că este deja creată tipul ăsta de gândire în Austria, și atunci e simplu să spui, să te bați cu cărămida în piept ca politician austriac și să spui: uite, avem grijă de țărișoară și îi amendăm pe români, de exemplu, pentru că din cauza lor se petrec lucruri. De fapt, au demonstrat asta politicienii români, știm asta, fluxurile de migranți nu trec prin România, așadar un argument care nu se susține. Foarte mulți europarlamentari, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, deci ajunși la Viena pentru a susține cauza României acolo. Mâine va fi votul pentru o agendă oficială. Pe ordinea de zi, primul punct este votul pentru intrarea în Schengen a Croației, României și Bulgariei. Croația se pare va fi separată de Bulgaria și România. Se pare, era și asta o ipoteză, România va fi la rândul ei separată de Bulgaria. Mai sunt și alte variante de lucru. Se pare însă că România nu va beneficia de votul Austriei. O veste bună, votul privind aderarea României la spațiul Schengen este pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine. În ultimele luni, România a fost deschisă și a lucrat strâns cu instituțiile din Suedia, Olanda, Austria. Am răspuns tuturor îngrijorărilor, am convins Suedia și Olanda. Apropo, Olanda a dat răspunsul pozitiv astăzi. Olanda ne vrea în Schengen. Vă dați seama, trăim un moment istoric. Chiar și pentru asta merită să sărbătorim. În sfârșit, Olanda nu mai vrea să ne ia portul Constanța. Așadar, Olanda ne vrea oficial în Schengen, a mai rămas Austria. Acum, cineva spunea că probabil Austria trebuie să cânte, să joace cum îi se cântă, și acum, și anume, trebuie să joace pe cartea refuzării României. Olanda s-a epuizat în acest rol și acum rolul este preluat de Austria. E o teorie a conspirației, ce-i drept, dar de ce nu le luăm pe toate în calcul în acest moment? Continuăm munca pentru a obține cât mai curând un rezultat pozitiv privind aderarea țării noastre cu drepturi depline în spațiul Schengen. Agenda oficială provizorie a Consiliului JAI din zilele de 8 și 9 decembrie cuprinde ca prim punct o discuție despre Schengen. Ultimul asalt la Viena, Rareș Bogdan și Eugen Tomac au ajuns la Viena. Rareș Bogdan și-a pus o fotografie alături de Manfred Weber în drum spre Viena, ultimul asalt. Ora 17.30 ne vom afla față în față cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei. Ce doriți să-i transmit cancelarului austriac, a întrebat europarlamentarul Rareș Bogdan pe Facebook. Ulterior, Rareș Bogdan a declarat: îi vom explica cancelarului austriac că suferă și firmele austriece de pe urma unei eventuale amânări. Austria e singură acum, nicio altă țară din UE nu mai refuză votul pentru intrarea României în Schengen, nu mai poate acționa discreționar cu argumente care nu sunt corecte. Și liderul PMP, Eugen Tomac, a ajuns la Viena alături de colegii săi din PPE. Facem o ultimă încercare de a răsturna situația în favoarea țării noastre la întâlnirea pe care o avem cu cancelarul austriac Karl Nehammer. Până acum n-au convins pe nimeni din UE cu argumentele lor, dar totuși în mod absolut discriminatoriu susțin că se vor opune accesului României în spațiul Schengen. Olanda a spus oficial da, Ciucă este și el hotărât, România merită în Schengen, iar aderarea țării noastre va face spațiul mai sigur, a spus de dimineață premierul Ciucă. El a subliniat că în acest moment ne susțin toate statele membre, inclusiv Suedia și Olanda, cu excepția Austriei. Datele Frontex confirmă că România nu se află pe fluxurile de migrație care să prezinte temeri, suntem hotărâți, vom merge până la capăt, etc., etc., etc. Acum vă întreb și pe dumneavoastră ce părere aveți.
ne primesc în Schengen sau nu? Se opune Austria până la capăt sau cedează după ce eventual a negociat chestii, contracte? Nu știm. Austriecii sunt foarte buni la negocieri și știm bine că în România fac bani frumoși, fac bani zdraveni, fac atât de mulți bani încât ar fi trebuit să intrăm în Schengen fluierând din punctul de vedere al austriecilor. Și totuși asta nu se întâmplă. Cineva spunea cum ar suna o naționalizare peste noapte a tuturor afacerilor austriece în România. Cum ar da asta? Cum ar da anunțul ăsta? Probabil că ar fi o mișcare mult prea grosolană, dar clasa politică de astăzi, clasa României, clasa politică a României are nevoie de mișcări categorice sau de mișcări inteligente sau de mișcări eficiente, cel puțin, care să ne lase și pe noi, alegătorii obișnuiți, cu impresia că chiar avem o clasă politică. Pentru că, de fapt, senzația noastră este că nu avem așa ceva, că sunt oameni care mai trâncănesc atunci când e cazul, când e o oportunitate, mai trâncănesc și cu asta basta. Asta e tot ce fac acești oameni politici. Fără să aibă eficiență, cu adevărat. Și-ar putea dovedi eficiența, dar aș spune, sau spun și eu, câtă vreme nu s-a votat încă, în continuare cărțile sunt pe masă. Chiar dacă Austria a avut până în acest moment o poziție categoric împotrivă, Austria poate să își mai schimbe, eu știu, punctul de vedere, cine știe ce condiții, poate cine știe ce se negociază. Deja s-au dat niște contracte babane pe la otopeni, unor firme care ar trebui să facă nu cine știe ce pe acolo, niște sute de milioane de euro. Poate că mai sunt contracte care pot fi date, nu știu. Cred că se poate negocia, cred că se negociază în continuare și cred că la un moment dat, sau e cel puțin această posibilitate, ca mâine dimineață să ne trezim cu un cadou de la Moș Nicolae. România a intrat în Schengen. Cu ce ne ajută asta și cu ce ne ajută asta, domnișoară, ar fi spus Liviu Dragnea? E bine, cum spuneam, poate că din punct de vedere turistic ne-ar ajuta dacă intră și Bulgaria în Schengen, pentru că mergem în Grecia fără să ne mai oprească niciun vameș, sau ar putea să ne ajute așa, nu știu. Din punct de vedere turistic e destul de mic aportul intrării noastre în Schengen. Dar din punct de vedere comercial este un mare avantaj. Și cu siguranță economia României ar deveni și mai puternică, ar crește și mai impozant. Este ceea ce ne interesează, de fapt, stimați telespectatori. Așadar, ultimul asalt la Viena. Sună ca un film prost, e posibil să aibă un final de film prost. Mai departe, presa austriacă despre vetoul pe Schengen, Viena își pedepsește investitorii care au pariat pe România. Iar Croația e o vacanță, o destinație de vacanță preferată de austrieci, adică croații pot să intre lejer. Presa austriacă relatează despre vetoul Vienei față de aderarea României la Schengen și notează că decizia este nedreaptă și are conotații politice interne, riscând în același timp să afecteze chiar pe austrieci. Publicația Curier titrează că Austria caută un țap ispășitor, menționând în subtitlu: protestele față de cifrele ridicate ale migrației sunt justificate, dar un veto împotriva extinderii Schengen nu ajută pe nimeni. Sistemele care nu funcționează nu ar trebui extinse până când nu sunt reparate, iar sistemul Schengen nu funcționează pentru că vin tot mai mulți migranți. Asta este logica din spatele opoziției ministrului de interne, Gerhard Karner, față de admiterea mai multor state în spațiul Schengen. Prin urmare, joi el intenționează să se opună prin veto propunerii în cadrul Consiliului Ministrilor de Interne al UE, destul de remarcabil, mai ales că Austria nu obișnuiește să se plimbe pe la Bruxelles cu amenințări de veto, notează jurnalista Ingrid Steiner-Gashi. Dar continuă ea, există însă un reproș care se poate face lui Karner, cancelarul Karl Nehammer și chiar partenerilor lor de coaliție, verzilor, care susțin decizia cu o poziție surprinzător de mică. Aici se aplică standarde duble, pentru că guvernul respinge admiterea Bulgariei și României în spațiul Schengen, dar vrea să dea undă verde Croației. Nu e de mirare, continuă jurnalista, Croația, una dintre destinațiile de vacanță preferate ale austriecilor. Iar dacă cei care tânjesc după Marea Adriatică nu mai trebuie să aștepte ore întregi la granița sloveno-croată, inima turiștilor austrieci va fi fericită. Viena a închis ochii la problema Croației și a găsit alte ținte. Atunci când vine vorba de Croația, guvernul austriac este orb în fața migrației. 40% dintre cele 75.000 de cereri de azil
depuse în Austria, în acest an au provenit de la migranți care au aterizat în Serbia. Este suficient să arunci o privire pe hartă pentru a vedea că de acolo există doar două rute spre Austria, prin Ungaria, țară din spațiul Schengen, unde se pare că migranții sunt lăsați să treacă pe cât mai repede posibil, și prin Croația, țară candidată la Schengen. Desigur, la Viena se știe că migranții se îndreaptă spre nord prin Croația și că în Ungaria sunt lăsați să treacă, dar toate acestea par mai puțin importante decât să bată cu adevărat cu pumnul în masă în altă parte, comentează autoarea articolului, adică ce se vede din România, se pare se vede destul de clar și din Austria, pentru că, iată, presa austriacă vorbește fix în aceiași termeni despre vetoul austriecilor. Cu un drept de veto, Austria se face auzită în toată Europa. Da, avem proporțional mult mai multe cereri de azil decât alte state UE. Da, povara este prea mare. Da, fluxul de migranți trebuie redus. Pe scurt, Austria are dreptul să protesteze față de UE. Dar e regretabil că acest protest nu merge acolo unde trebuie. La rândul său, într-un scurt comentariu, Der Standard scrie că prin vetoul său față de aderarea la Schengen, Viena umilește Bucureștiul. Astfel, la București, lumea este nedumerită de ce cancelarul Karl Nehammer amenință că Austria va fi singurul stat al UE care va vota împotriva aderării României la reuniunea miniștrilor de interne și justiție de joi, în timp ce alte state UE au rezerve numai față de Bulgaria. Austria își pedepsește propriile companii din România fără un motiv obiectiv. Din cauza frontierei Schengen, camioanele ar fi reținute ore în șir la vamă, iar companiile austriece ar pierde de asemenea o mulțime de bani. Este într-adevăr de neînțeles de ce Nehammer vrea să pedepsească România dintre toate țările pentru faptul că atât de mulți migranți au venit în Austria în acest an. Președintele României, Klaus Iohannis, a precizat că mai puțin de 3% dintre migranții ilegali care solicită azil în Austria au trecut anterior prin România. Pe de altă parte, 370.000 de turiști români lasă anual 250 de milioane de euro în hotelurile și restaurantele austriece, notează jurnalistul, care notează că argumentația lui Nehammer este lipsită de temei. Comisia Europeană încearcă acum să convingă Viena să cedeze, prezentând un plan de combatere a migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest, dar chiar și acest lucru ar putea să nu fie suficient, mai spune jurnalistul. În orice caz, conchide-l populismului Nehammer, dăunează enorm imaginii Austriei în România. De asemenea, el subestimează complet cât de repede se pot distruge relațiile și încrederea care au fost construite timp de ani de zile. Sunt mai multe de spus, stimați telespectatori, dar avem și acest îndemn. Bravi români, nu mai mergeți la schi în Austria. Schiați în altă parte, schiați unde vreți dumneavoastră, dar nu în Austria, pentru că trebuie să boicotăm, etc. Sigur că nu suntem noi românii atât de câinoși, nu? Vom merge unde ne place, că e Austria sau că e în altă parte. E un îndemn destul de sărman, care vine dinspre sfera politică, dar cred că, sau mie mi-ar plăcea să văd autoritatea de stat din România, nu știu, scuturând un pic firmele austriece, arătându-le că totuși România nu este chiar un pion cu care te poți juca pentru că ai tu alegeri în landurile nordice. E o modalitate de a ne arăta și noi forța. România nu mai este totuși țărișoara sărmană care abia se târa ca să intre în UE, ca să... Nu, suntem totuși o țară puternică, respectabilă, o țară care a crescut, în ciuda unui establishment politic destul de firav, o țară care a crescut și mai crește și care are un cuvânt de spus. Poate ar trebui măcar în felul ăsta să ne spunem cuvântul, și anume să simtă Austria faptul că în România nu e chiar așa de simplu să joci cărțile politice de acasă. Cred că ar trebui făcut așa, mi-ar plăcea să fie așa, dar situația este așa cum este și prea multe nu sunt de comentat. Aflăm mâine ce s-a votat, cum s-a votat și, cum ziceam, până când se va vota, e limpede că orice este posibil, e limpede că lucrurile ar putea să se așeze în favoarea noastră. Stimați telespectatori, în altă ordine de idei, aflăm că prețul petrolului scade la cel mai mic nivel din 2022. Cotația petrolului a scăzut astăzi, țițeiul Brent ajungând aproape de cel mai mic nivel din acest an, pe fondul îngrijorărilor legate de recesiune și de atenuarea pericolului ca plafonarea prețului petrolului rusesc să reducă semnificativ oferta.
Țițeiul Brent a scăzut cu 1,05 dolari, adică 1,3%, la 78,30 dolari pe baril până la ora 10, dar a atins anterior 77,74 dolari, cel mai scăzut nivel din 3 ianuarie, scrie Reuters. Petrolul american a scăzut cu 1,24 dolari la 73,01 dolari și a atins 72,25 dolari, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii decembrie 2021. Brent a fost cotat marți sub 80 de dolari pentru a doua oară în 2022 și a anulat câștigurile din acest an, când s-a aflat aproape de maximul istoric de 147 de dolari în martie după ce Rusia a invadat Ucraina. Avertizmentele marilor bănci americane privind o probabilă recesiune anul viitor au susținut dolarul american. Un dolar mai puternic face ca petrolul să fie mai scump pentru deținătorii de alte monede și tinde să diminueze apetitul pentru activele de risc. Există multă incertitudine pe piețe astăzi, a declarat Claudio Galimberti, vicepreședinte senior la Rystad Energy, adăugând că producția de țiței din Rusia ar putea să nu scadă atât de mult pe cât se estima. Temerile că plafonarea prețului la țiței rusesc ar putea provoca un șoc al ofertei s-au atenuat. Rusia ia în considerare opțiuni, inclusiv interzicerea vânzărilor de petrol către unele țări. Prima de risc geopolitică aproape că a dispărut, dar nu și îngrijorările legate de inflație. Un anumit sprijin pentru prețuri a venit din partea speranțelor privind o revenire a cererii chineze. China a anunțat miercuri cele mai radicale modificări ale regimului său anti-COVID de la începutul pandemiei, slăbind de regulile care au limitat răspândirea virusului, dar care au afectat economia. De asemenea, a oferit sprijin și raportul de marți al grupului industrial American Petroleum Institute, care, potrivit unor surse de pe piață, a anunțat că stocurile de țiței au scăzut cu aproximativ 6,4 milioane barile. Adică, altfel spus, sunt vești care ar trebui să țină prețul petrolului sus și totuși petrolul scade, prețul său scade. De ce se întâmplă asta? Inclusiv OPEC a anunțat că nu va crește producția cum i s-a cerut. Adică sunt artificii care ar trebui să țină prețul petrolului cât mai sus. Și iată-l scăzând. De ce se întâmplă asta? E destul de simplu, stimați spectatori. Și nu avem nevoie de Nouriel Roubini, de marele economist, Dr. Doom, cum îi se spune, să ne zică faptul că urmează o criză sau o recesiune. Nu avem nevoie decât de acest indicator. Deși sunt toate condițiile pentru ca prețul petrolului să crească, el scade. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că marile companii, înseamnă că marii consumatori și-au redus activitatea. Înseamnă că nu se mai consumă atât de mult petrol, nu se mai consumă atât de mult combustibil cum se consuma. Și nu iau în considerare doar micii consumatori, automobiliștii, cetățenii, indivizii. Nu, vorbim de marile companii care consumau imens și care, iată, își contractă în acest moment activitatea. Eu asta văd în această reducere a prețului la petrol. Faptul că pe undeva economia mondială se contractă inexorabil și faptul că artificiile care vor să țină prețul petrolului la un nivel mai ridicat nu dau roade, iar prețul petrolului este în scădere. Este deci, aș spune, nu o veste bună. Dacă dumneavoastră v-ați bucurat în prima instanță spunând, wow, scade prețul petrolului, se vede și la pompă, de fapt, că într-adevăr a scăzut destul de mult, sau, mă rog, semnificativ, vizibil, ne bucurăm că scade prețul petrolului, dar ăsta, din punctul meu de vedere, este un semn nepotrivit, un semn neplăcut, un semn nefericit, care ne anunță că se cam apropie, ei bine, da, o criză serioasă. Bun, mergem la un subiect care este foarte românesc de data aceasta, stimați telespectatori, aflăm că dosarul cu șină a fost eliminat. Parlamentul a votat legea. Eu nu pot să-mi imaginez viața mea în România fără să am nevoie de un dosar cu șină oriunde m-aș duce. Nu pot să-mi imaginez asta și nici nu cred că se va întâmpla. Sunt foarte sceptic. O fi dat Parlamentul lege să fie la ei acolo. Știți cum era? Cererile online se depun la etajul 2. Cam așa și aici. Cererile online se vor adresa cu dosar cu șină. Camera Deputaților a votat astăzi decizional un proiect de lege care elimină necesitatea dosarului cu șină în instituțiile publice. Astfel, potrivit legii care merge acum la promulgare, instituțiile publice nu mai pot cere persoanelor fizice sau juridice dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie. Păi probabil vom da foile goale, nu? Le vom arunca pe birou. Aceste prevederi se aplică și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile de angajare și participarea la procedurile de achiziții publice. În cazul în care o instituție publică cere copii fizice pentru anumite acte, altele decât cele emise tot de către autoritățile publice,
este obligată să asigure gratuit fotocopierea documentului. Această inițiativă completează un proiect de anul trecut prin care instituțiile centrale au interdicția de a solicita copii după acte emise de instituții publice, astfel încât acum vom avea această interdicție și la nivel local, și la nivel de universități, și la nivel de companii de utilități. De asemenea, în urma unui amendament, practic se interzice dosarul cu șină prin lege. Asta e o adevărată revoluție, stimați telespectatori, pentru că mă gândesc chiar în momentul acesta, în timp ce află această veste, cei care își fac veacul și își câștigă pâinea prin birouri sunt realmente bulversați. Păi, vor trebui să cumpere ei dosare cu șină. Vor trebui să ceară prin buget mii de dosare cu șină dacă nu mai avem noi obligația să le ducem sau când vom merge acolo vom duce pe lângă buchetul de flori și pachetul cu cafea măcinată, vom duce poate și un teanc de 10 dosare cu șină să fie. Doamnă, că nu se știe, poate au și alții nevoie. Nu-mi dau seama cum va funcționa povestea asta. Această inițiativă, deci, completează un proiect de anul trecut. De asemenea, am interzis prin propunerea noastră xeroxurile din instituțiile publice, pentru că inclusiv în 2022 la sectorul 1 ești trimis în cadrul administrației de taxe locale să-ți faci xerox și trebuie să plătești și copia și pixul. Este un pas spre normalitate, a afirmat în plenul Camerei Deputaților Sebastian Burduja, citat de Mediafax. Inițiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților cu 241 de voturi pentru și 13 abțineri. În martie a fost respinsă de Senat. Bun, cum vă imaginați dumneavoastră, stimați respectatori, lumea românească fără dosarul cu șină, care ne-a făcut celebri, care ne-a transformat în ceea ce suntem, care ne-a făcut mari până la urmă? E posibil, oare nu se prăbușește tot edificiul birocratic românesc fără dosarul cu șină? Oare nu se întâmplă un colaps? Ce se va întâmpla? Cum va fi? Cum se vor arhiva toate hârtiile? Că de hârtii nu s-a scăpat, după cum ați observat și dumneavoastră. Au obligația să fotocopieze. Cineva se va ocupa să tragă la xerox toate aceste acte. Unde cum se depozitează? În baloți, nu tot în dosare? Și dacă nu are omul, nu are cetățeanul obligația să ducă dosar, cineva trebuie să-l ducă, cineva trebuie să-l aibă la dispoziție. Încurcată problemă, sunt foarte curios cum va fi rezolvată această problemă, pentru că, vă zic din nou, nu cred că lucrurile vor ajunge repede așa cum ne dorim noi. Ca în Estonia, știți, cea mai digitalizată țară. Totul se face online, totul se face de la distanță. Se depun cererile online, sunt aprobate online. Dacă vrei să vin și să-ți cumperi mașina, n-ai nevoie să duci la nicio instituție, totul se face online. Pentru orice tranzacție, totul se face online. Iar noi în România suntem în continuare îngropați în N hârtii, că nici nu mai știi ce să xerocopiezi, de unde să le scoți, ce ai uitat, ce ai scăpat, ce ai pierdut, etc. etc. Bun. Dar în aceeași ordine de idei, stimați spectatori, iată, cazierul judiciar poate fi eliberat și în format electronic. Este o lege care merge la promulgare. Încă o lovitură pentru lumea birocratică. Nu vom mai sta să așteptăm la poliție sau pe unde se eliberează cazierul. Vom putea să facem o cerere online, să primim răspunsul online? Wow! Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi, ca for decizional, un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea de eliberare a cazierului judiciar și în formă electronică. Proiectul are ca obiect de reglementare completarea legii 290/2004 privind cazierul judiciar. Noutatea adusă se referă la creșterea operativității în obținerea certificatului de cazier judiciar în sensul simplificării acestei proceduri. Concret se prevede ca și eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, să fie făcută în formă electronică. La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opțiunii în cererea tip prevăzute de alineatul 1 și 2, certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură calificată electronică și sunt asimilate în scrisurilor autentice. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, prin ordin comun al Ministrului Afacerilor Interne și Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, sunt stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar, se arată în textul proiectului de lege. Legea merge la promulgare la Cotroceni, dar mai durează. Nu vă așteptați ca de mâine să căutați pe internet să găsiți cum se depune cerere și cum se primește cazierul judiciar. Mai aveți de așteptat cam 6 luni, dacă nu cumva mai mult, până când se va pune în vigoare, în mișcare, până când se va putea aplica la modul practic această
nouă lege. Dar, din nou, spunem exact așa, suntem uimiți, stimați telespectatori, că e posibil așa ceva în România. Bine, am mai văzut astfel de schimbări, dar parcă nu atât de profunde și dosarul cu șină, spun din nou, un adevărat șoc pentru toată lumea, dispare dosarul cu șină. Bun. Haideți acum să mergem la, să le spunem, știri distractive. Putem să-i zicem așa, știrii. Un fost procuror devenit sinecurist PSD, se pare că există acest tip de meserie neîncadrat în centralizator. Un fost procuror devenit sinecurist PSD și un cântăresc de muzică populară, vocal și taragot, candidează pentru cele două posturi de membri CSM din partea societății civile. Mai interesant era dacă ar fi fost aceeași persoană. Fost procuror, sinecurist PSD, dar și cântăresc de muzică populară axat pe fagot, mă rog, pe taragot, scuze. Până în acest moment, la Senat au fost depuse 7 candidaturi pentru cele două locuri alocate societății civile în CSM. Deși teoretic candidații sunt apolitici, numirea lor va depinde exclusiv de înțelegerile subterane dintre partide. De departe, cel mai apropiat de politică pare în acest moment Fănel Mihalcea, un fost procuror din Brăila, a cărui fiică este secretar general în Camera Deputaților, propusă de PSD pentru acest post. Din 2017 încoace, aceeași formațiune l-a impus pe tatăl Silviei Mihalcea ca membru în mai multe structuri de conducere din firme de stat. În declarațiile de avere, însă, Mihalcea nu a trecut sumele încasate în această calitate, ceea ce teoretic chiar putea aduce o verificare din partea ANI. Tot din PSD au făcut parte alți doi candidați, Ioan Sas, un avocat din Maramureș care cântă muzică populară, și Gabriel Liviu Ispas, în trecut suspect într-un dosar DNA. Ioan Sas, deci, este avocat din Maramureș care cântă muzică populară. Cred că nu ne putem imagina ceva mai previzibil decât atât, ceva mai schematic decât atât. Și sunt sigur că el cântă muzică populară și în acest moment are o pălincuță în față și o slăninuță, cum se cuvine. Procuror în Brăila, Fănel Mihalcea s-a pensionat în 2017. Una dintre cele trei scrisori de susținere atașate dosarului său de candidat provine de la Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, fondată în 2019 de judecătorii bihoreni Florica Roman, Raluca Beatrix Cuc și Traian Munteanu, anchetați în trecut de DNA pentru abuz în serviciu, trafic de influență sau favorizarea infractorului, dar scoși în final de sub urmărire penală, dosarele fiind clasate. Așadar, omul vine dintr-o zonă, hai să spunem, sulfuroasă, mai mult decât sulfuroasă. Lasă că PSD, lasă că fiică sa, lasă că e băgat prin companii de stat, dar vine și cu o recomandare din partea unei asociații întemeiate fix de oamenii ăștia. Fiica lui Fănel Mihalcea, din 2021, este secretar general al Camerei Deputaților cu sprijin PSD. Tot PSD a numit-o în 2012 pe Silvia Mihalcea la șefia Oficiului Național pentru Registrul Comerțului. După ce a ieșit din magistratură, în prezent încasează o pensie de circa 22.000 de lei. Fănel Mihalcea a fost numit tot pe filieră PSD în structuri de conducere din societăți deținute de stat. Administrator provizoriu, membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, la Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, administrator neexecutiv la Compania Națională Transelectrica și în Consiliul de Administrație de la Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați. Bun. Mai spune și dumneavoastră ceva. Comentați, vă rog frumos, dacă s-ar putea, dacă mai e ceva de comentat. Și ceilalți au, desigur, câte o descriere cât se poate de extinsă, dar nu mă mai duc în această direcție pentru că deja devine plictisitor și am impresia, n-aveți impresia și dumneavoastră, că se cam repetă schema asta? Unei ca nimeni, scuze, care e înfipt pe undeva, căpușează peste tot, ia și o pensie babană, zici că vorbești de Nicolae Ciucă, vorbești de... Este un prototip care se repetă la diverse, diferite niveluri. Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara! Vă rog! Domnul moderator, nu sunt în tema emisiunii, dar totuși, pentru că nu avem o agora, trebuie să ridic o problemă veche care văd că revine. Este vorba de beach barurile astea cu programul lor. Vor să modifice programul pe beach baruri pe plaje de la ora 22 să-l ducă la ora 24. Ce se întâmplă? Cum am aia, nu am nimica. Este problema lor acolo cu turiștii, dacă vor să nu, să doarmă sau cum. Dar pentru orașul Constanța
s-au luptat atâția oameni pe zona costieră aici, mai ales unde sunt blocurile, să nu fie atâta zgomot, măcar până după ora 22, deși nici asta nu se respectă. Nu s-a respectat niciodată și au fost o grămadă de procese. E, acum primăria vrea să mărească anumite zile să fie ora 24. Păi vor să ne nenorocească? Deci suntem aici în limita plajei. Aceste sunt doi frați Ticu, că așa se numesc, trebuie să dăm și exemplul ăsta, niciodată n-au respectat nimic, nu interesează. Vorbiți din Năvodar sau din Constanța, ca să știm? Din Constanța. Eu vreau... Da. Nu, Constanța. De Constanța vorbesc. Deci de zona de plajă din Constanța, unde sunt locatari în apropiere. Noi nu suntem toată ziua la distracție, toată vara. Și nu câștigăm bani din chestia asta. Vrem și noi puțină liniște, măcar după ora 22. Vă dau de totul dreptate. Într-o emisiune să ridicați această problemă, pentru că nu se poate așa ceva. Se fac presiuni la nivelul acestor samsare ai plajelor să mărească mereu programul. Nu mai spun de nevărții. Nevărții ar fi trebuit să fie la Omaia, nu în Constanța. Deci, nu insist mai mult, dar vă rog frumos, poate într-o zi, pentru că pe 12 expiră termenul. Da. De-aia este o problemă. Bun, vă mulțumim pentru semnalare și da, aveți dreptate, seară frumoasă, aveți dreptate. Am spus-o și eu în timpul festivalului Nevărsii și înainte. Nu este normal ca un festival de asemenea magnitudine să fie organizat propriu-zis în oraș, chiar dacă pe plajă. Pentru că locuitorii din zonă poate nu au chef să asculte gălăgia aia, chiar dacă le place muzica respectivă și dacă nu le place muzica aia cu atât mai mult. Nu e vorba de bătrânețe, nu e vorba de o atitudine care respinge tinerețea. Nu, e vorba pur și simplu de civilizație, civilitate. Și da, un festival atât de mare ar putea fi dus, bine mersi, în Mamaia, pe una din plajele lărgite, iar programul sau extinderea programului până la ora 24 aduce de servicii locuitorilor din zonă. E foarte adevărat ce spuneți. Nu cred că este distanța atât de mare încât sunetul să se atenueze până când ajunge la locuitorii din zonă. Și atunci, da, programul cu ora 22 ar trebui să fie menținut, pentru că în felul ăsta cetățenii mai au și o pârghie pentru a mai opri un pic abuzurile. Pentru că, da, sunt acolo, se pot numi și așa, cei care se află în această situație sunt abuzați. Da, aveți dreptate, nu stați la distracție toată ziua, nu sunteți în vacanță, sunteți pur și simplu oameni care mergeți la serviciu, veniți de la serviciu, aveți nevoie de liniște și odihnă și nu-i nimănui bine să-i sune muzica în cap o vară întreagă pentru că e voie. Da, vă mulțumesc pentru telefon. E o problemă într-adevăr importantă. Cei care nu au problema asta probabil nu-și imaginează că e chiar o problemă. Hai, domne, nici chiar așa, dar este o problemă să-ți bubuie boxele alea în cap zi și noapte și mai ales noaptea. Luăm acum o scurtă pauză, stimați spectatori. Revenim imediat. Rămâneți aproape. Stimați telespectatori, vești destul de proaste pentru profesori, pentru jurnaliști de asemenea, pentru programatori. De ce? Ar putea rămâne fără joburi. De ce? Pentru că un program de inteligență artificială dezvoltat numit ChatGPT are rezultate atât de bune, scrie texte atât de convingătoare, încât realmente nu mai e nevoie de un element uman acolo. Se descurcă mai bine decât oamenii. Profesorii, programatorii și jurnaliștii ar trebui să înceapă să-și cam caute de lucru, pentru că în doar câțiva ani, după cel mai recent chatbot al fundației OpenAI fondată de Elon Musk, după ce cel mai recent chatbot al fundației OpenAI fundată de Elon Musk a uimit cu abilitățile sale de scriere, competența în realizarea unor sarcini complexe și ușurința de utilizare, scrie The Guardian. Sistemul numit ChatGPT, adică Generative Pre-trained Transformer, este cea mai recentă evoluție a familiei GPT de inteligență artificială generatoare de text. În urmă cu 2 ani, precedenta echipă de inteligență artificială a fost capabilă să genereze un articol de opinie pentru The Guardian, iar ChatGPT are capacități suplimentare semnificative. În zilele care au trecut de la lansarea sa, programul a generat răspunsuri la întrebări de examen care, potrivit profesorilor universitari, ar fi primit note maxime dacă ar fi fost trimise de un student, iar programatorii au folosit instrumentul pentru a rezolva provocări de codare în limbaje de programare obscure în câteva secunde înainte de a scrie cum trebuie să funcționeze.
Dan Gilmore, profesor de jurnalism la Universitatea de Stat din Arizona, a cerut inteligenței artificiale să se ocupe de una dintre sarcinile pe care le dă studenților săi, și anume redactarea unei scrisori către o rudă în care să ofere sfaturi privind securitatea și confidențialitatea online. Dacă nu sunteți siguri de legitimitatea unui site web sau unui e-mail, puteți face o căutare rapidă pentru a vedea dacă alții au raportat că este o înșelătorie, a sfătuit programul de inteligență artificială. I-aș fi dat o notă bună, a spus Gilmore, mediul academic are de înfruntat niște probleme foarte serioase. OpenAI, adică firma care a dezvoltat acest program de inteligență artificială, a declarat că noul program a fost creat cu accent pe ușurința de utilizare. Formatul de dialog face posibil ca ChatGPT să răspundă la întrebări de follow-up, să-și recunoască greșelile, să conteste premisele incorrecte și să respingă solicitările nepotrivite. Așa că țineți-vă bine, în câțiva anișori s-ar putea să nu mai fie nevoie de mulți dintre noi ca angajați în domeniul, cum am spus, profesori, jurnaliști. Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara! Vă rog! Eu nu știu cine controlează personajul sau muncitorii ăștia de la, sau deci de funcționarii de la spațivieri. Ia spuneți-ne, ce ați mai observat, ce ați mai constatat? De trei zile, în jurul blocurilor aici, în cartierul meu... În ce cartier, spuneți-ne? La liceul Blaga. Așa. A venit o echipă de femei și cu un tânăr șef, cu telefon în mână și cu așa, responsabilitatea lui acolo. Și au lucrat, au alergat după câteva frunze timp de trei zile, alergau un sfert de oră, așa se mai opreau. După aceea cărau frunzele, două femei cărau frunzele cu o prelată mică așa și punea numai câteva frunze, punea pe prelata aia, așa, o ducea la mașină, la un Ford acolo, așa, în caroserie o altă persoană care stătea și aștepta. Deci nu erau mai multe persoane care să care frunze, numai ele două. Și m-am întrebat și eu, măi, dar de ce nu pune mai multe frunze pe prelata aia și să care? Așa. 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 Poate le durea spinarea, nu știm dacă... Nu da, știu. Da. Presupunem, da, nu glumesc. Poate că nu, femeile nu puteau să ducă mai mult. Așa. După aceea mi-am pus întrebarea de ce trebuie să strângă frunzele acum și dacă le strângă, să strângă cu mai mult spor. Să aibă așa puțină poftă de treabă. Când în capăt la poarta 6 acolo, la parc, s-au plantat vreo 900 de plante, niște plante care le-am văzut undeva crescute mai frumos, așa, și sunt frumoase. Dar așa, aici le-au plantat, nu le-au udat la timp, o parte s-au prins, o parte s-au uscat și plus de asta mă gândeam de ce nu s-a dus acolo și să facă copcă la rădăcina acelor plante și să le ude, să le ude, plus copăceii care mai sunt, 2-3 care au mai rămas din 1990 și până acum s-au plantat câte 300 în jur de, deci maxim 340 am numărat eu, de la 190 la 340 au plantat cel mai mult prin 2017. Și s-au uscat tot s-au uscat. Plus de asta, pe la spuneți afară, deci că s-au uscat pentru că nu au fost corect întreținuți ulterior. N-au fost plantați ca lumea, deci după cum spun oamenii ăștia la TV46, cum este acum, am văzut o emisiune acolo, se face o groapă. Deci așa recomanda acea persoană. O groapă de 40 pe 40, 40 de adâncime, 40 de centimetri și se face o măcirlă și se pune copăcelul în măcirlă aia și iar ăștia fac o grupiță mică cât o căciulă, așa, cât o înceaunde la mai mare. Așa. Am și acolo înțeles. Mai sunt și 3-4 pietre. Și după aia le pune acolo și face un mușuroi în partea de deasupra și gata, s-a plantat. Dar ia spuneți-mi că sunteți la curent cu lucrările, văd, în parcul de la Dorali, cel care acum se amenajează, în continuare se amenajează, s-a adus pământ, am văzut, da. Se face o reorganizare peisagistică acolo. Ce părere aveți? Ați trecut pe acolo? Ați văzut lucrările? Foarte atent și când am văzut și aleea de intrare în parc și aleele care s-au pavat, cât de frumos pavate, acolo în 2017 au fost plantați
A fost plantați de la grătare și până la, până la artera de circulație vreo 60 de copăcei, cei mai frumoși copaci din aia roșii, cu frunzele roșii, platani, tei și mai era un fel de la arțar, din așa, s-au plantat acolo. Și așa de mult m-am bucurat, am zis tot așa, le-a făcut un mușuroi la rădăcină, i-a lăsat așa, s-au prins în primul an, al doilea an a fost ceva secetă, n-a mai venit nimeni să facă o copcă acolo și să pună o cană de apă și s-au uscat toți, domnul Bogdan, toți copăceii s-au uscat. Și acum a plantat anul trecut niște de mesteceni, vreo câțiva a plantat. Și s-au prins, dar sunt sigur că în primăvară se vor usca și aia. Așa. Dar e foarte frumos amenajat, adică parcul de la Dorali, când Mazăre a dat, țin minte foarte bine, când a dat în împroprietărire așa un patron din ăla, a zis, nu, domnule, facem aici în mijloc un mic mall și atât. Și s-a făcut un mic mall, după aia s-a mai făcut în partea dinspre nord altă bucată, până la capătul parcului și în partea de sud la fel, până la capătul parcului. Și au ocupat tot parcul cu doraliul lor acolo. Așa. Și, deci, foarte frumos făcut acolo amenajarea bucățele alea. De mult trebuiau aranjate. Așa, apropo de asta, la meeting-ul ăsta, la festivitatea asta de 1 decembrie, am fost acolo, m-am urcat pe o chestie de așa, și lângă mine câțiva cetățeni și nu știu cum veni vorba și un cetățean îmi spune că, domnule, să vedeți ce oraș frumos o să fie în 2024. Și așa și este. Eu am spus de multe ori, am răbdare să merg, să-mi rup picioarele, cum zice cetățeanul de la Radio Sky, că își rupe picioarele și l-a necat praful. Păcat de acest om. Și, deci, așa am spus și eu, că o să am răbdare până în 2024, se vor termina toate lucrările și nu trebuie atacat primarul din toate părțile. Toți îi dau câte un croșeu și nu cade. Deocamdată n-a căzut să fie knockout. Și nici nu se cade. O să aibă mari realizări în 2024. Da. Și, spuneți. Deci, v-am mai spus astăvară cum tractorul ăla care uda pomii prin Mamaia și femeia aia cu... erau două femei și cu șoferul de pe tractor și se uitau la TikTok. Și v-am spus eu astă vară, țineți minte. Îmi amintesc, da. Așa, și nimeni n-a luat nicio măsură. Și deci asta vreau să arăt mai clar. Nu controlează nimeni. Era înainte Coman. Coman, ăla, odată totuși l-am reclamat de Coman și mi-a dat telefon acasă să vin în 4-5 să văd ce s-a făcut el și ce face el. Și am spus, bă, Neacomane, mai vezi de treabă că ești un mincinos și uite-te mai bine cum arată orașul ăsta și după aia a plecat la București și nu se aplecat. Da, bine, vă mulțumesc pentru telefon. Am lungit-o mai mult decât era cazul. Vă mulțumim pentru opinii și informații. Seară frumoasă. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Mâine, poi mâine. Stimați telespectatori, avem în urma acestei discuții un material pregătit pentru dumneavoastră de colegii mei. Strada asfaltată și imediat găurită. Parcă ne întoarcem la, știți dumneavoastră, blestemul lui Manole. Ce se face ziua, se dărâmă seara. Dar ce se face ziua, se dărâmă tot ziua, se pare. Să vedem împreună materialul, să înțelegem despre ce este vorba. Cum se poate ajunge la așa ceva? Șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre gropi atunci când ajung pe strada Constantin Bobescu, intersecția cu Eliberării. Această stradă a fost asfaltată de curând, însă au apărut deja primele gropi pe care șoferii cu greu le mai pot evita. Strada a fost asfaltată complet în urmă cu 4 ani și a ieșit din garanție după 3 ani de la terminarea lucrărilor. Bine, în tot orașul este un haos, dar aici nu se mai poate. Vin și cârpesc așa cu niște pământ și pleacă. De când a fost asfaltat? De când nu a fost asfaltat, de foarte mult timp. Aici este chiar foarte greu de ieșit, mai ales că nici marcajele nu prea ne ajută, dar ne adaptăm la situație. Conducătorii auto sunt nemulțumiți și spun că au făcut nenumărate sesizări, însă fără rezultat.
Pe lângă gropi, că am făcut mii de sesizări, domnul primar mi-a dat bloc. Cum ieșit practic de pe stradă? Foarte greu. Oamenii au ajuns să facă și haz de necaz pe seama problemelor apărute. Păi, asta e ce? Ar fi prima groapă? Cum se mi se pară? Normal. De ce e normal? Păi așa se întâmplă peste tot, ce am fi noi singuri. Reprezentanții primăriei spun că se cunoaște problema străzii Constantin Bobescu și că porțiunea de drum cu probleme a mai fost reparată de-a lungul timpului. De asemenea, în perioada următoare, atunci când vremea le va permite, vor acționa din nou pentru a repara carosabilul. Haideți să spunem acum și despre Aurel Vlaicu, despre bulevardul Aurel Vlaicu. În sfârșit acoperit, în sfârșit s-au rezolvat problemele, dar nu chiar. Mereu trebuie să rămână o groapă pe undeva, mereu trebuie să rămână să se blocheze pe undeva circulația ca să ne amintim cum a fost, probabil. E un fel de nostalgie a lucrătorilor, altfel nu-mi dau seama. Pentru că pe sensul de mers dinspre sudul, spre nordul orașului, pe partea dreaptă, în zona unde se află acele ITP-uri și spălătorii auto, este pur și simplu șoseaua denivelată destul de serios și acolo sunt puși niște avertizori, niște structuri de avertisment pe care șoferii le văd probabil în ultima clipă, frânează brusc, trag de volan, am văzut niște faze la limita accidentului. De ce nu se asfaltează și acolo? De ce nu se rezolvă și acolo problema? Adică chiar trebuie să rămânem mereu agățați cu un sfert de groapă, cu o denivelare, cât să provocăm un accident? Chiar nu se termină, chiar nu se poate termina o lucrare? Chiar trebuie să rămână așa mereu, cumva, să nu ne obișnuim cu binele? Când ni se pare că e drumul deschis, să trebuiască să ne forțăm și să intrăm, știți dumneavoastră, stil fermoar, cum fac mașinile, să se înghesuie pe o singură bandă, că nu se poate trece pe partea altă, că-s denivelările alea destul de periculoase și semnalizate defectuos. Poate că ar trebui să se facă, să se întâmple ceva. Stimați telespectatori, să mai spunem și că municipalitatea solicită acord de mediu pentru amenajarea parcului Soveja. Citim pe focuspress.ro, cu pași mici, parcul din zona Soveja ar putea deveni realitate, municipalitatea nu renunță la proiect, iar acum solicită instituției abilitate de mediu emiterea acordului de mediu pentru amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Soveja și Ștefăniță în Vodă în locul fostului bazar. Astfel, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul amenajare, spațiu public, etc. Este deci un proiect în curs. Este, nu a rămas în urmă, nu s-a uitat, deși, desigur, când trecem de atâtea ori pe lângă acel loc și îl vedem la fel de neamenajat, spunem, aici nu se va mai face nimic niciodată, niciun parc, nimic. Și totuși se pare că ritmul administrativ este diferit de ritmul nostru obișnuit. Este un ritm mult, mult, mult mai lent. Atât de lent încât are nevoie de eoni, probabil, ca să devină realitate un proiect, dar bine că proiectul se mișcă, fie și cu pași foarte mici. În același timp, stimați telespectatori, și proiectul de amenajare a pieței urbane în zona Gării Constanța se află pe masa Comisiei Tehnice de Urbanism. La începutul acestei luni, municipalitatea a obținut undă verde de la instituția abilitată de mediu pentru reamenajarea pieței urbane din zona Gării municipiului Constanța, iar miercuri 7 decembrie, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul primăriei s-a întrunit în ședință pe ordinea de zi, aflându-se și proiectul de prevedere ce prevede elaborarea planului urbanistic zonal. Așadar, sunt șanse ca într-un timp, cum spuneam, pe logică administrativă, într-un timp oarecare, acolo să răsară această piață urbană. Dacă se face în oraș, n-are cum să fie rurală, nu? Acest cuvânt urban parazitează. Din ce în ce mai mult am văzut vocabularul nostru. E un fel de a scăpa de complexul țăranului, cred, nu-mi dau seama, pentru că totul devine urban. Deși suntem mulți dintre noi orășeni născuți aici, crescuți în oraș, mulți dintre acești orășeni vor să adauge cuvântul urban în coada oricărei expresii. Copilărie urbană, școală urbană, tot pâine urbană, piață urbană, zonă rurală urbană, etc., etc. E de psihanalizat acest obicei recent. Stimați telespectatori, învățământul, educația în România a primit, conform proiectului de buget, 2,1% din PIB, adică o cifră infimă, cel mai mic procent din PIB care s-a alocat educației în istoria recentă, un adevărat scandal, bineînțeles, pentru că vorbim despre România educată, dar în România educată
vii cu un astfel de procent de 2,1% pentru educație, este realmente o jignire pentru domeniul educației, în condițiile în care, conform legii, ar trebui să se dea 6% din PIB pentru educație și totuși se dă atât de puțin, nici măcar un 3%, ca să fie aproape, să fie la jumătate, adică să fim în zonă. România Educată a lui Klaus Iohannis, în care guvernul e plin de plagiatori și în care se dau 2,1% pentru educație. Nu știu ce Românie educată este asta. Românie, da, educată mai degrabă, nu, stimați telespectatori. Întrebată fiind Ligia Deca, ce-i cu acest procent mizerabil? Ea răspund, știți, în condițiile date, acest procent asigură funcționarea normală a sistemului. Păi nu e vorba doar despre funcționare, e vorba despre eficientizare, creșterea calității, e vorba despre teme mult mai importante decât funcționare, că așa funcționăm toți. Funcționăm fără salarii, de luni de zile, de exemplu, și funcționăm, nu? Funcționăm, ce să facem? Știți dumneavoastră, sunt astfel de situații, dar cum funcționăm? Cu calitativ, adică funcționăm cu chef? Bineînțeles că nu. La fel și sistemul, sau mai ales despre asta vorbeam, sistemul educațional în România n-are cum să funcționeze fiind subfinanțat. Nimeni nu funcționează fiind subfinanțat. Dar, stimați respectatori, despre aceste subiecte cu siguranță vom mai discuta. A spus Ligia Deca, e doar un proiect, dar probabil că pe parcurs va mai crește procentul. La cât? La 2,2%? E mai mult decât jenant. Dar Ligia Deca ce să spună și ea? Este ministrul educației. Ar trebui să fie, să joace rol de sindicalist? Poate ar trebui. Nu în fața noastră, nu în fața presei, nu în fața oamenilor, ci în spatele ușilor închise, acolo unde se face bugetul. Ar trebui să bată cu pumnul în masă dacă are forță și să spună nu se cuvine, nu-i normal, nu-i legal să dați doar atât pentru educație. Vom rămâne în continuare în zona, să spunem, cenușiei educației europene, mondiale. În continuare, elevii români vor lua rezultate, vor avea rezultate proaste la testele PISA. În continuare, ne vom mira de ce merge treaba prost în România, de ce ar putea să meargă bine. E bine, avem un răspuns în acest moment. Stimați telespectatori, vă spun seară frumoasă, rămâneți cu bine, ne revedem aici la Dobrogea TV, cele bune!